Gimnastica este un sport complet și complex. Cu zeci de medalii cucerite de-a lungul anilor la campionatele europene, mondiale și jocurile olimpice, gimnastica este un sport care atrage în continuare ca un magnet. Zeci de copii fac în prezent gimnastică la Clubul Steaua București, dar antrenorii din Ghencea nu vor ca lucrurile să se oprească aici. Secția masculină de gimnastică a Clubului Roș-Albastru face înscrieri pentru cursurile de inițiere. Antrenorul Alin Givan așteaptă cât mai mulți copii la sala de gimnastică din incinta Complexului Sportiv Ghencea în fiecare săptămână în zilele de marți și miercuri. Cursurile au loc între orele 17 și 18, iar taxa de participare este de 150 de lei pe lună. Înscrierile se fac direct la sală la domnul Alin Givan. Ce înseamnă programul de inițiere la secția de gimnastică masculină a Clubului Steaua? O posibilitate uriașă de a găsi o atmosferă plăcută unde să se dezvolte și, de ce nu, să-și descopere talentul. Ce le oferă Clubul Steaua copiilor care vin să facă gimnastică? Le oferă cele mai bune condiții. Avem o sală utilată și dotată cu aparatură de ultimă generație. De asemenea, un colectiv tehnic de antrenori tineri și de a face parte, bineînțeles, din cel mai titrat club din România. Ce calități dezvoltă practicarea gimnasticii? Dezvoltă toate calitățile motrice. Vorbim despre forță, viteză, mobilitate, dar putem să vorbim și despre faptul că sportivul, gimnastul, în timp dezvoltă un spirit responsabil, devine foarte organizat, disciplinat.